Când am primit vestea că fratele Vasile este într-o situație de boală avansată și familia Bâlc, am început să ne rugăm insistent cu Biserica Speranța din Sibiu și cu ocazia aceasta transmitem familiei și tuturor celor care sunt îndoliați. Cele mai calde, putem spune, cuvinte din partea noastră de mângâiere și încurajare în situația în care ne aflăm. Când am primit vestea ieri dimineață că fratele Vasile Talpo și-a plecat la Domnul, m-am gândit că Dumnezeu este acela care niciodată nu greșește și un cuvânt în Sfânta Scriptură spune cât de departe sunt cerurile față de pământ. Așa sunt de departe planurile sau gândurile noastre față de planurile și gândurile lui Dumnezeu. Noi ne facem planuri de multe ori altfel, însă Dumnezeu ne strică planurile noastre pentru că El are planul Său. Gândindu-mă la fratele Vasile Talpoș, nu pot să nu-mi aduc aminte de faptul că am intrat pe porțile seminarului în anul 1990. Am fost 27 în an. Colegii mei, pe grupul pe care îl avem și noi, pe WhatsApp, am comunicat în ultima săptămână, am transmis tuturor îndemnul să ne rugăm pentru familie, pentru fratele nostru. Și sunt aici și ca un purtător de cuvânt din partea acestui grup de frați păstori, slujitori, care sunt în țară și unii peste hotarele țării. Noi am încheiat în anul 1994 studiile la seminar și nu putem să uităm că în formarea noastră ca și slujitori, o contribuție semnificativă a avut-o și fratele Vasile Talpoș. Ne-am bucurat întotdeauna de corectitudinea și uneori chiar de asprimea cu care ne corecta. Și poate nu întotdeauna era pe placul nostru, dar am înțeles că întotdeauna era spre binele nostru. Și vreau să las un cuvânt pe care Apostolul îl scrie în Epistola către Evrei, capitolul 13, versetul 7, care mi se pare potrivit pentru situația în care ne aflăm. Cuvântul Domnului spune așa: aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Fratele Talpoș a fost un formator prin slujirea care a îndeplinit-o ca rector, ca profesor la seminar și a căutat să ne formeze pe fiecare fără să facă diferență între noi. Știu că de când s-a mutat la Sibiu, avea un obicei la sfârșit, respectiv la început de nou an, vizita și biserica noastră în primele zile din noul an. Și ne bucuram să ne aducă un mesaj proaspăt la început de an, de încurajare, de îmbărbătare pentru noi. Și rămân multe amintiri frumoase în urmă. Și iată că n-a trecut multă vreme, sora Lidia a plecat anul trecut, fratele Vasile Talpoș pleacă anul acesta. Fiecare dintre noi suntem chemați să fim pregătiți pentru plecare. Doresc ca Dumnezeu să dea mângâiere și încurajare, în special lui Simi și lui Cristina, copiilor lor, lui Emma și lui Cristi cu familiile lor și tuturor celor care fac parte din familia lărgită. Tuturor le spunem mângâiere și binecuvântare din partea lui Dumnezeu și îi asigurăm de suportul și sprijinul nostru ca biserică, ca și frați în credință, în rugăciune, cu nădejde dacă Domnul poate să-i mângâie și poate să-i încurajeze în situația prin care trec. Și Dumnezeu să ne dea și nouă putere și ajutor ca atunci când Stăpânul ne va chema acasă să fim cu toții desemnați a fi robi buni și credincioși, așa cum și fratele Talpoș a fost și și-a îndeplinit menirea ca și slujitor al lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute pe toți la lucrul acesta și Domnul să ne dea la toți mângâierea și încurajarea de care avem nevoie. Amin. Amin.